revenit! Astăzi o să facem sărățele. Ia uitați. Sărățele cu Chimen, cu Susan și cu Mac. Vă aștept pe toți să intrați ca să le facem împreună. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Am să le așez pe toate aici în față. Și o să avem nevoie de 2 ouă, 150 de grame de untură. Bună ziua, bună ziua! Am revenit! Am revenit cu sărățele. Am revenit în direct, o să intrăm mai des, suntem din nou la Roma și facem aceste sărățele, acum vin sărbătorile, o să facem foarte multe lucruri bune și gustoase, prăjituri, ia uite sărățele, acestea sunt cu Mac, acestea cu Susan și acestea cu Chimen. Și mai așteptăm să mai intre careva, cineva. Și pentru această rețetă o să avem nevoie de 2 ouă, 150 de grame de untură, 100 de grame de brânzică, eu aici am parmezan de oaie și puteți pune brânză de oaie. Oaie, care este foarte bună și orice fel de brânză sărată, brânză la burduf, telemea, ce aveți în casă, ce vă place. Și făină, cam 300 de grame de făină. Acestea ar fi ingredientele de bază, un praf de sare. Apoi o să avem nevoie de Susan, care o să, eu bag și în aluat și pe deasupra. De Chimen. Fiecare pune în funcție de gustul fiecăruia. Și mac, semințe de mac. Și pentru uns pe deasupra o să avem nevoie de un ou. Un ou întreg, îl batem și apoi ungem. Așa. Acestea sunt ingredientele. Am să le dau așa aici, într-o parte. Așa, sare o punem aici. Aici avem. Le punem pe toate și făină într-un bol, o să le unim și o să punem 2 ouă, o să punem un praf de sare, acum sare o puneți după gust, dacă brânzica este sărată, adăugați mai puțin, un praf de sare. O să punem brânza noastră, o să punem pe toată. O să adăugăm și untură. Aluatul este foarte simplu. Amestecăm. Și făina o adăugăm treptat. Amestecăm bine. Vacanța a luat sfârșit. Începem din nou cu rețetele noastre în direct, să le facem împreună. Am să intru mult mai des decât înainte. Eu fiecare rețetă, după ce o facem directul aici pe pagină, am să o public și pe canalul meu de YouTube, care are același nume. Ia
Iată, ți-am amestecat. Și o să adăugăm făina treptat. Deci pentru cine a venit mai târziu, am pus 2 ouă, 150 de grame de untură, 100 de grame de parmezan, de oaie, puteți pune și cașcaval, și telemea de oaie, și brânză de burduf, și brânză sărată de vacă, de care aveți în casă. Important este să fie sărată. Și adăugați sarea în momentul... când gustați, depinde de brânzică. Dacă brânzica este foarte sărată, nu mai adăugați deloc sare. Așa. Am amestecat aici ouul cu puțină sare, cu brânzica. A mea nu era sărată și am adăugat un praf și cu untura. Acum o să adăugăm făină. Noi să ajungem la acest rezultat. Ia uitați sărățelele cum arată. Deci le facem cu chimen, cu susan și cu mac. O să adăugăm chimenul, susanul și macul și în interiorul aluatului. Eu am să împart aluatul în 3. Acum adăugăm făină, puțin câte puțin. Și după aceea le dăm formă. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce fel de biscuiți vă plac. Mâine aș dori să fac împreună cu voi. Și aș vrea părerea voastră, să-mi spuneți care sunt biscuiții preferați. Și eu după amiază am să mă uit în comentarii și... cele mai multe rețete care sunt asemănătoare, o să facem mâine rețeta în direct de biscuiți. Mai adăugăm puțină făină. Aici am 300 de grame de făină, o să vedem cât intră. Amestecăm mai întâi puțin cu paleta și după aceea cu mâna. Așa. Amestecăm cu mânuța. Aluatul este moale, mai punem făină. Perioada aceasta am să vă arăt toate prăjiturile și rețetele de pentru sărbători. Să vă arăt ce fel de prăjituri și rețete sărate fac eu pentru sărbători. În general, depinde de la an la an. Sunt foarte multe, nu le putem face pe toate în același an. Le facem anul acesta, facem un fel, anul viitor altfel, ca să schimbăm. Mai adăugăm făină. Aluatul este aproape gata. O să mai dau puțină, puțină. Cam așa este consistența. Încă puțină mai trebuie, puțină, puțină. Așa. Și apoi o să-l împărțim în 3. Și într-o parte o să adăugăm semințele de mac, într-o parte semințele de susan și în cealaltă chimen. Thank you.
acesta este aluatul. Acum eu am să-l împart în trei. Așa. Și într-o parte am să adaug câteva semințe de chimen și am să le pun așa cum una aici, în interior. Și o să amestecăm. Eu pun și în interior și în exterior chimenul. Și susamul, și macul. Și amestecăm bine. Să distribuim peste, în tot aluatul. Așa. Acum depinde cât de mult vă place chimenul în aluat. Puteți adăuga mai puțin sau mai mult. Așa. Aici am adăugat chimenul. În al doilea o să punem susam. Eu am să ating așa. Ia uitați. Și am să bagă susam în interior. Cum am spus mai devreme, mine vreau să fac biscuiți, fursecuri, biscuiți și să-mi lăsați mesaj în comentarii ce fel de biscuiți ați dori să facem. Și o să facem mâine biscuiți împreună. Cele mai asemănătoare rețete de biscuiți, o să aleg din toate și o să facem o rețetă mâine împreună. Să-mi spuneți ce fel de biscuiți vă plac și mâine o să-i facem împreună. Am adăugat și susamul. Așa. Și în acesta am să pun macul. Tot la fel am să ating. Ia uitați. Așa. O să mai pun puțin. Acestea sunt aluaturile. O să le întindem pe hârtie de copt. Așa. Acum dăm deoparte tot ce am folosit până acum. Facem curat masa de lucru. O să avem nevoie de hârtie de copt. Ceva cu ciocolată. Ha, să vedem toate părerile, cine dorește. Și mâine o să facem. O să facem biscuiți. Cam tot pe la această oră, în jur de 11, o să facem un direct biscuiți. Așa. O să începem cu aluatul cu chimen. Eu am să-l întind aici pe hârtie de copt. Am un sucitor. Și o să-l întinde. Acum o să tăiem cu această rotiță zimțată fâșii. Și o să luăm surplusul. Eu le tai direct pe foaie de copt ca să nu se rupă.
Se vede, se vede. Aluatul trebuie să se odihnească măcar o jumătate de oră. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, Vera Mihaela! Așa, eu am tăiat fâșii și am să tai și am să las un loc liber ca să nu se lipească între ele. Tai fâșii mai mici, încet le iau. Mă ajut puțin cu cuțitașul. Aluatul este foarte, foarte delicat. Ia uitați, așa, or să iasă. Acestea sunt. Trebuie lăsat la odihnit. Am separat și aluatul care este odihnit, cum arată. Imediat vi-l arăt. Eu mi-am pregătit înainte. Ieri am făcut... Ieri am făcut sărățele, am făcut o probă ca să vă arăt. Așa. Să scoatem imediat de aici. Acum să tăiem capetele. Ca să le facem frumoase. Aici avem un nou. Și o să amestecăm ouțul cu un pensionaj și o să ungem pe deasupra. Așa.
după ce am uns, o să punem chimen. Am început cu chimenul și punem pe fiecare câte puțin. Să se lipească. Și apoi îi dăm la cuptor la 180 de grade, 175, acum depinde de cuptorul fiecăruia. Durează foarte puțin, circa 5 minute, 3 minute, 4, 5, nu durează mult. Se fac imediat. Ia uitați, acestea sunt. Așa arată acelea cu chimen. Ia uitați, rățelele cum sunt. Așa arată, sunt foarte, foarte fragede. Să le încercați. Și acestea sunt cu chimen. Le dăm la cuptor, o să le punem într-o tavă. Le pun direct. Ia uitați, așa. Le pun în tavă și le dau la cuptor. Acum să vă arăt aluatul de seară și aluatul de astăzi. Acesta este aluatul de seară cu chimen, cu susan și cu... Eu l-am făcut seară. Se lucrează mai bine a doua zi sau peste o oră, două. Acesta este aluatul făcut astăzi. Uitați, acesta cu mac și cu susan care ne-a rămas. Ia uitați, se vede diferența între unul și celălalt. Trebuie să lăsat la odihnit ca să se activeze glutenul. Acum o să întindem cu susan sau cu mac. O să întindem o altă foaie. Să vă arăt diferența și între cel de seară. Facem cel de seară cu mac. Acesta este cel de astăzi. Așa, lăsăm aici. Am băgat și tava la cuptor. Așa. Acesta este ce ne-a rămas cu chimen. Ia uitați, de ieri și de astăzi. Și întindem. Să vă arăt diferența între aluatul, l-ați văzut. Cât de delicat este făcut imediat și aluatul care este lăsat la odihnit. Ne ocupăm cu, o să tăiem cu rotița noastră zimțată și o să începem să le facem tot așa lungi. Ia așa. Vedeți? Aluatul odihnit se ține pentru că s-a activat glutenul. Aluatul făcut de acum încă nu este. Trebuie să stea, să stea să se odihnească. Măcar o jumătate de oră. Așa. Eu aluatul fac direct pe foaie și îl pun ca să nu... să ne fie mai ușor.
luăm. Așa. Tăiam capetele. O să întindem, acesta este, o să întindem și cel cu susan. Este cel de aseară, acesta este cel de astăzi. Deci se vede diferența, acesta este mai elastic, acesta nu. Am să-l întind aici alături. Apoi o să ungem cu ou și o să dăm la cuptor. Să fim atenți și la cuptor, să vedem, aproape sunt gata, mai lăsăm încă puțin. Se fac foarte, foarte repede. Acesta este de seară, se simte la mână care este. O să o întind și am să fac câteva și cu, și cu chimen. Avem cu mac, cu susan și cu chimen. Pe cești foiță o să le pun. Eu le fac direct pe foaie, ca să nu mi se întindă când le mut într-o parte în cealaltă. Acum, o să dăm cu, cu ou bătut. Eu m-am mai uit la cuptor să nu se ardă. Amestecăm albușul cu galbenușul și ungem. V-ați gândit la, la biscuiți, ce biscuiți să facem mâine? Cineva mi-a spus cu ciocolată.
Și mâine o să intru în direct, tot așa, în jur de ora 11 și o să facem biscuiți. Să-mi lăsați mesaj ce fel de biscuiți vă plac și eu o să fac mâine împreună cu voi. Și cine dorește, îi putem face împreună. Eu dimineață, la prima oră, am să vă las toate ingredientele. Și dacă doriți, am să vă scriu și ora la cât am să intru, că cred că în jur de 11. Și putem să-i facem împreună. Și la sfârșit, fiecare o să pună poza în comentarii. Cred că ar fi foarte plăcut. Așa. Am uns cu ou. Să-mi pun aluatul. Acesta este cu chimen. Și acum. Aici avem chimenul, macul și susanul. Să-mi șterg bine mânuțele. Să nu mi se lipească de degete. Aici avem susan și o să punem încet, încet susan peste aluat aici la sărățele. Într-adevăr, trebuie răbdare, răbdare, răbdare la prăjituri, la... Dar noi avem răbdare, avem răbdare să le facem pe toate. Așa. Așa, tot cu Susan este și aceasta. Acum o să punem macul. Am să mă uit să văd dacă sunt gata la cuptor celelalte făcute înainte, primele. Să nu se ardă. Sunt aproape gata. Acestea sunt sărățelele făcute cu aluatul făcut ieri. Astăzi o să-l facem. Ia să vedem. Să ne luăm mănușile și să scoatem. Acestea sunt, le dăm deoparte. O să le punem pe următoarele. Acestea sunt sărățelele. Rețeta este foarte simplă. Sper că v-a plăcut și poate o să o încercați. Eu vă mulțumesc foarte mult. Ia uita sărățele. Să vi le arăt. Acestea sunt cu mac. Ia uitați cum arată. Sunt foarte fragede. Ia uitați-le cu Susan. Sunt foarte, foarte fragede. Și cu chimen. Sper să încercați rețeta. Aștept în comentarii ce fel de biscuiți vă plac ca să-i facem mâine. Și am să scriu dimineața ingredientele. Și dacă doriți, le facem împreună. Voi acasă, la voi și eu aici. Și la sfârșit o să punem în comentarii. Fiecare o să-și pună biscuiții făcuți. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult că mi-ați fost alături astăzi și nu m-ați lăsat singurică. Vă pup dulce pe toți și ne vedem mâine. Mâine să facem biscuiți împreună. Să-i avem pentru weekend.
Vă pup dulce pe toți și ne vedem mâine cu altă rețetă. La revedere, o zi frumoasă vă doresc și multă, multă sănătate. Vă pup dulce pe toți. Sărățele cu Susan, cu Kimen și cu Mac. Și cu brânzică în interior. Sunt foarte bune, gustoase. Sper să vă placă rețeta. Acum o să punem din nou la cuptor următoarea tavă. Să vă mai arăt încă o dată la cine a venit mai târziu. Abia scoase din cuptor. Acestea sunt cu chimen. Ia uitați. Sunt fierbinți. O să fac schimbul cu cele pregătite pe masă. Și ne vedem mâine. Și nu uitați să scrieți în comentarii ce fel de prăjituri vă plac. Și de unde sunteți, de unde mă urmăriți. Mi-ar face mare, mare plăcere. Vă pup dulce pe toți. Vă doresc multă sănătate. La revedere. O zi frumoasă tuturor. Și multă, multă sănătate.